Mommy, I want the mermaid one. Da. It's just for me, this one. And the car is for Jaden. I just show you all the mermaid one, yeah? Yeah. And Jim can have... No, ăsta e toddler. We need a single one. Asta nu-i bun. Nu-i bun pentru patul tău. Mommy, I want this rainbow. I want. Lasă, asta. Ție. Yeah! Jim can have the cars. Nu, asta e mic. I'm gonna have a mermaid to shuffle so I can sleep with it. It's gonna be so pretty. Ooh. O să încep să vă arăt aici cumpărăturile care le-am făcut astăzi. Nu v-am mai filmat eu multe chestii. Am pus să luăm cumpărăturile noi, să le colectăm de la ei, că nu mai aveau sloturi pentru astăzi care ne conveneau nou. Și am luat în felul următor aici, la secția de lactate, am luat 8 de iaurt Müller cu ciocolată, 8 de felul acesta și 8 de felul acesta. Am mai luat și 3 de acestea, de câte 4 cutiuțe de iaurt pentru copilași. La secția de lactate am luat 3 sticle de lapte, 3 cutiuțe de brânză tip Philadelphia, o brânză feta, 2 din acestea tip Grana Padano, un lapte de ovăz fără zahăr, jumătate de kil de cașcaval cheddar, apoi acesta este un mix de cașcavaluri și un alt, o altă pungă de mozzarella tăiată. La secția de fructe am luat 2 cutii de căpșuni, 3 cutii de afine, 1 kg de mere și o plasă de clementine. La secția de legume am luat 4 ciuperci, 2 punguțe cu roșii sherry, un mănunchi de ceapă verde, 5 castraveți olandezi, niște frunze de acestea, o căpățână de țelină și un avocado. La același capitol de legume am luat și 16 căpățâni aceste de porumb. Nu vă speriați, nu le mâncăm noi toate. O să mergem mâine la niște prieteni și vor face un grătar, așa că m-am gândit să luăm, să avem acolo, să facem pe grătar. Și am mai luat și 2 saci de cartofi roșii. La capitolul paste am luat 2 pungi de câte jumătate de kil de rigatoni, 1 kil de fuzili, 1 kil de penne și 1 kil de spaghetti. Am mai luat o cutiuță cu pesto de la Giovanni Rana și 2 borcane de sos de roșii din acesta. La secție de carne am pus și ouăle pentru că nu știu cum să le pun altundeva. Am luat jumătate de kil de carne de porc măcinată, 2 cutii cu 6 cârnăciuri în aceștia cu ceapă roșie înăuntru, 3 de crembuști, o cutie de șuncă din aceasta de la polonez, 4 cutii de pui din acesta de la Bird Eye, o cutie cu 3 cutiuțe conserve de ton în ulei de măsline, 2 cutii de șuncă de porc și 2 cofraje la câte 12 ouă free range. La secția de pâine și făinoase am luat 2 pungi de pâine, 6 pâinițe de hot dog, 1,5 kg de făină normală și 1,5 kg de făină strong white, care se folosește de obicei la pâine. La secția de cereale și snack-uri am luat 3 cutii de cereale din acestea, o mungă cu stixuri și o cutie cu mai multe cutuțe de stafide. La secția conserve și ceva diferite, nu știu să le mai pun, am luat 2 conserve de fasole din acestea Red Kidney,
două conserve de roșii în cutie, un borcan de miere, un baton de unt vegetal, o sticlă de ulei de floare soarelui și un borcan de Nutella din aceasta. La secția de ale casei am luat două pungi din acestea cu câte patru bucăți de hârtie igienică. Mi s-a părut destul de bună de a trecută când am cumpărat, a durat destul de mult. Și am luat și o pungă de șervețele din acestea de hârtie igienică, de fapt umedă, ca să zicem așa. Și la secția apă și suc am luat un box de Pepsi, diet, fără cafeină și eu luasem 8 sticluțe de câte jumătate de litru de apă din aceasta minerală, dar ei mi-au schimbat și mi-au dat 4 sticle de 2 litri. Nu este ideal pentru că eu nu beau așa de multă apă minerală dintr-o dată și se va pierde aciditatea, dar în fine am păstrat-o că nu aveam prea mare alegere. Și asta a fost tot ce am cumpărat. Băgă limba în gură tu. Zi, unde ești aici? Da, asta e doctor. Ca să văd mâna și am pupu. Unde te-ai lovit? Aici. Și cum te-ai lovit? Jim, mă scută și ai gently ca să... So I fall down because so I hurt one arm, then I couldn't walk. So daddy carried me in the car, then I could walk with this because it didn't hurt. Trebuie să zici în română. Trebuie să zici în română. Și eu o să zic doctor ca să vadă mâna dacă e broken. Și don't know how to say română, mama. Dacă e ruptă, trebuie să vadă dacă n-ai ruptă. Dacă nu, și dacă e fixed, e good. Mm. Mi-e bine acum? Dacă tu dau mama acasă pastil, tu dau mama Nurofen, ca să nu mai doară. Tage, da. Și ți-o pus mama să stai acolo cu mâna prinsă, așa la gât, da? Și acum stăm aici înăuntru și așteptăm pe un pat. Mami, look, the lollipop cat, it's small, dummy. Si, și-am terminat. Ce ți-o pus acolo, doctor? Bună seara, prieteni! O să închid aici vlogul. Înainte să închid, după cum ați văzut, am fost cu Emma la spital. Vă povestesc așa pe scurt cum s-a întâmplat, că eram toți în grădină afară de Andy. Emma și cu Jaden și John Daniel, aici colo. Jaden s-a jucat pe trampolină. I-am zis lui Emma să nu surci și ea, că ei se ceartă dacă surcă amândoi deodată. Și apoi dădeau să coboare amândoi. Și erau pe marginea trampolinii, când la noi trampolina e cu, cum se cheamă, cu pânză și cu fermoară, adică n-au cum să cadă dacă s-a de pe trampolină. Și nu știu exact cum împins-o, cred că un pic Jaden, că nu-i trebuia mult, că era mic locul ăla unde stăteau ei amândoi acolo. Și eu căzut, am văzut-o exact cum o căzut, eu am crezut că o căzut doar cu spatele. De-aia am crezut că am zis că măi s-o fi lovit la spate, dar... O luat-o Adriana, o adus-o în casă, o pus-o aici și tot se plângea de mână, că o doare mâna, că o doare mâna. Și i-am dat un pic de gheață, na, am pus-o pe canapea și am zis că hai să nu, totuși nu, nici nu dăm apă la moară, ca să văd dacă cu adevărat o doare. Și na, să stăm așa un pic lângă ea și ne uităm să vedem dacă îi trece. Dar na, plângea, i-am dat și un Nurofen, că m-am gândit că dacă îi ruptă mâna... Na, Nurofenul trebuie, că Nurofenul e mai puternic.
Și cred că după o oră, după ce s-a lovit, de fapt, de vreo după jumătate de oră, eu ți-am zis că, na, hai să facem deja cină și să mâncăm și dacă văd că încă e așa, ne duci la spital, la spitalul de copii a mers direct, na, adică nu ne ducem la spital. Normal că n-are rost, adică la spitalul de copii mai bine să te vadă doctorii de copii. Și am fost la, ne-a dus Adrian la Children's Hospital. I-am prins eu mâna cu eșarfă de-a mea, că știam că am mai avut și o mână ruptă. Adică știu cum e. Nu-i mare filozofie să prinzi mâna, să stai mâna mai ridicată așa un pic, că dacă stă mai ridicată nu te doare la fel de mult, că nu se duce sângele așa de mult în josul mâinii și parcă te doare un pic mai puțin. Ne lua foarte repede, parcă acum la noi îi luni bank holidays, cheamă, fel de sărbătoare. De asta e liber, pur și simplu, nu-i că e o sărbătoare religioasă. Și îmi venea să râd că erau decât alte două persoane acolo la urgență, la copii. De obicei e plin, puhoi, știți că am mai fost eu acolo și erau vreo 17-18 copii înaintea noastră. Acum nu erau decât 20, că au plecat și bolele în vacanță. Și ne-au chemat imediat. Să o cântărească, să vadă ce are, să-i măsoare temperatura și apoi imediat după ne-au chemat deja să ne ia într-o parte. Numai bine că ne-au pus să stăm pe un pătus din ăla de ăla mai mic, așa, de la urgență, că eu nu mai puteam să mai stau așezată, da, vă imaginați, acum la sfârșit stau mai comod întinsă, nu mai stau așezată. Și imediat a venit doctorul, a văzut-o, a zis că trebuie să facă radiografii, știam, am mers cu ea la radiografii. Vă pun așa pe ecran fotografiile aici, acolo, cum vorbesc. I-am făcut doar câteva fotografii, am zis că să rămână. Nu neapărat pentru voi le-am făcut, știți, le-am făcut ca să-i rămână și ei amintiri, să vadă și ea. Ea era supărat când am făcut fotografii la radiografie, după că ne-a arătat radiografia și a arătat oasele. Am zis că data viitoare când mă duc să-i fac fotografii și la radiografie, să vadă și ea. Că era așa, îi spărea interesant că a văzut osul din mâna ei. Eu făcut radiografie, ei n-am stat înăuntru, eu normal, figurat, eu așezam mâna, eram cu ea înăuntru și am ieșit afară eu ca să-i fac radiografie, că eu nu pot stau înăuntru, că sunt însărcinată. A fost foarte cumințică ea, i-a dat, sunt foarte de treabă, cei de la spitalul de copii de aici sunt foarte, foarte de treabă, deci știu și era foarte desenat, fain acolo, la radiografie erau toate prințesele, fiecare aveau ceva, ori aveau ceva la gât, ori aveau un plasturi, ori aveau ceva... Ca și cum toate erau bolnăvioare și erau acolo, știi? Și era interesant, și soborul e mai interesant, că erau toate prințesele Disney pe acolo, bolnavi. Și apoi ne-am dus înapoi. Imediat a venit doctorul, ne-a zis că se vede că e o fractură la cod, dar e minoră. Fractură mai minoră, nu e ceva exagerat. Și o trimite să-i pună un gips provizoriu. Iar apoi o să ne suni cei doctorul care se ocupă de... ortopedic, cred că se cheamă. O să ne suni să venim în câteva zile, probabil în 4-5 zile, o zis, pentru că acum e sărbătoare și n-ați plecat, cam toți închisă departamentele, o să-i scoată gipsul ăla provizoriu și îi face iarăși radiografii și apoi de acolo ne spune. Eu bănuiesc că nu o să-i mai pună gips. Practic, gipsul care l-a pus mai mult e înfășat material, mai mult material de asta moale, așa, și apoi eu pus gips pe partea din spate, practic eu lăsat o fâșie întreagă pe partea din fața mâinii ca să dea voie mâinii să se umfle natural de la durere și să nu o strâng înăuntru și ne-a zis noaptea să nu ții, normal, nu se ține noaptea mâna în chestia asta la gât așa trasă, dar în timpul zilei și-o pun ca să fie ei mai comod, asta e ideea. Dar nu o să-i pun ce mi-o dat ei, că ei mi-o dat, ați văzut în fotografie, mi-o dat, e ca o pânză așa de asta, care o rup cu mâna, nici măcar nu-i... Am zis că mai degrabă îi fac cu eșarfa mea, că era supărat că nu i-o pus gips purple, ea vroia să fie mauve sau roz, vrea să fie... Și am zis că las că vopsim noi mâine, dăm cu marker, dăm cu ce vrem noi. Eu zic să nu ude, să fim atenți la degete, să nu se facă mauve sau să le simtă că o furnică sau să nu le simtă. Că atunci înseamnă că e prea strâns, probabil, gipsul, dar au zis că e foarte rar să se întâmple. Dacă se întâmplă așa, mergem imediat la urgență. În fine. Așa că asta a fost aventura noastră de azi, fără să vrem. Eu sunt liniștit în sensul că, na, normal că nu-mi place că s-o lovit.
Da, na, am mai avut și o mână ruptă și la Emma, noi v-am zis de multe ori, nu zicem un nume de rău. Emma e o fată foarte energică și foarte neatentă de foarte multe ori. Și de multe ori iar râdeam cu Adrian și am zis că, păi, cred că Emma o să fie copilul ăla care o să aibă cele mai multe chestii rupte. Andrei nu și-a rupt nimica, în afară de degetul ăla unde s-a lovit acolo, dar nu era ruptos. Andrei nu a avut nimic a rupt, dar am zis că la Emma eu cu Adrian am prevăzut că ea o să fie copilul ăla care o să fie cel mai nevoiaș de doctor. Da, și acum am decis că tu dormi cu Jaden câteva zile, cel puțin până nu vedem noi când începe lui Emma să simt mai bine, sau cel puțin până când merg cu ea din nou la spital să vedem care-i treaba. Și eu dorm cu Emma ca să nu lovească Jaden, să o ajut eu dacă trebuie să meargă la baie noaptea, ce știu eu, na, să fie chestiile astea. Și am zis să stea cu mine, oricum tu începi tura de noapte, iar n-ai să fii noaptea oricum, n-ar rost să ne chinuim. Și eu să dorm cu Jaden nu vreau. Că mai degrabă dorm cu Jaden. Nu vreau să dorm cu Jaden, că Jaden sforă foarte mult. Și foarte gălăgios și deja am insomnii, mai dorm și cu Jaden, nu mai dorm toată noaptea, eu a doua zi zombie. Azi că las că tu dormi că și tu mai, și tu mai fluier noaptea, mai cânti așa că faceți cor. Trebuie să țin monitorul, eu să râd. Noaptea. Da, în fine. În fine, asta e treaba. Da, a fost foarte rapid, deci cred că cât a internat? În 2 ore a internat. Nici nu mai dus și în 2 ore a internat tot foarte rapid. Am ajuns pe acasă, am șters-o pe Emma, că nu pot să facă duș udi, adică trebuie să stăm atenți, nu să udi. Am șters-o eu cu șervețele, am schimbat-o și am dus-o în pat. Și apoi m-am pus să fac un ghilic, eu deja am dat-o sumoz în jos. Când mi-a venit o ojă nouă. Da, știu, pare ciudat. Da. Vreau să mă relaxez seara după ce s-a culcat Emma. Și m-am dat așa, mi-am făcut ăsta din mijloc cu sclipici și astea la alte culoare, asta mai... E mai deschis, e mai închis un pic la culoare cât vedeți voi, nu știu. Îți place? Mm-hmm. Mi se pare super rău degetul ăsta cu microglitter. Are microglitter foarte, foarte mici așa. Când o să vadă Emma mâine o să dispere de... Că ar vrea și ea, dar ei nu-i fac cu gel, ei fac cu oj de asta, de popii. Da, asta e tot. O mai ținem la curent cum e cu diferitele lucruri, cu diferitele lucruri, da. Cum funcționează aici cu Emma, cu mâna, cu gipsul și da, mâine mergem la niște prieteni la un grătar. O să vă luăm și pe voi cu noi. Nu, noi nu filmăm când mergem cu prieteni și cu familie, că majoritatea nu le place să fie. Dar o să vă filmăm așa pe drum, vă filmăm dimineața, vreau să vă arăt mâine ce cadou o să-i fac la prietena asta mea care a născut. Că asta este, de mergem la niște prieteni care i-au născut. O născut de o lună și ceva deja. Nu mai știu când au născut. Am uitat. Și o să iau de la ea niște chestiuțe pentru bebe. Ea are niște hăinuțe de copilaș micro, baby, primii, ceva de prematur sau așa. Prematur în sensul că sunt hăinuțe mult mai mici decât cele de 0 luni. Și să mă uit un pic să văd ce-mi trebuie, că știind că fetița e micuță, să-mi iau de la ea ceva. Ce? Ați venit să râzi iar ca ieri? Ok. Închiderea plac aproape un vlog în Ei, care stați cu noi până la sfârșit, înseamnă că vă place și închiderea asta mai lungă. Cred că da, cred că închiderea asta e mai lungă decât tot vlogul. Mai nu râde de mine. Fii mulțumitor de soția ta vlogger. Bine măcar că găsim motivii să ne amuzăm. O zi mai grea, mai... Crize de râs, da, mi-e venea să râd că le-am spus eu că sunt sărcinată la toți. A, da, zicea și mă gândeam, da, chiar nu vezi că am vârtă că sunt sărcinată. Mă întrebam câte luni am și după aia mă puneam să stau și eu să jos pe scaun. Dar eu i-am zis și la tipa, la radiografie, că eu nu pot să intru înăuntru acolo să stau că sunt sărcinată. A, da, ești sărcinată? Măi, dar chiar nu vedeți? Nu știu.
Nu mi se pare că sunt așa mic. Poate așa zic că e construcția ta. Cu un balon. Că nici nu arăt ca și cum aș fi obez, știi? Că e construit aici, la burtă, mult. Nu știu. Venea să râd singur, acolo, dar am tăcut din gură. Cred că data viitoare să mă îmbrac mai specific de sarcină să se vadă. Să nu mai zic eu. Încă, în fine. Încă 2 minute și un vlog. Nu, că deja am și cumpărături. Aoleu. Bun, prieteni, vă las. Vă salutăm și ne vedem în vlogul de mâine. Spuneți dacă ați ajuns la sfârșit. Uite, știți ce? Care ajunge la sfârșit, ia scriți acolo că facem un fel de giveaway. Chiar vreau să facem giveaway cu Emma, spunea într-o zi, că ce ar fi să trimit eu felicitări la friends. Și facem un giveaway diferit acum. Vă trimitem o felicitare de la Emma făcută, că Emma nu fără mâna care scrie, fără mâna stângă. Trimis digital. Nu, no, o trimit în poștă, că e mai drăguț. Poate mă minvurs de adresă. Care vor să dea adresa să participe, care nu vor să nu zică că participă. Dacă nu vreți să dați adresa care vreți să participați, vă trimite fotografia pe Instagram, pe e-mail, dar dacă vreți să participați, primiți o felicitare de la Emma și o mică scrisoare, că vă scriu acolo 2 cuvinte și unul. Scriți la sfârșit că participați pentru Emma. Zi, particip pentru Emma, asta trebuie să scrieți și asta înseamnă că intrați în chevoie și o să trag la sorți, cred că marți, în vlogul de marți o să vedeți. Nu mai fac, nu știu cum fac live-uri, n-am mai ales cu Emma, care nu stă bine, eu care sunt obosită, în fine. Vă salutăm, ne vedem în vlogul următor. Păi, nu mai râde de mine. Pa, prieteni!